atâtea într-un singur act legislativ. El însăși, această procedură este un risc mare corupțional. Întotdeauna într-un document mare cu prevederi stufoase se strecoară careva interes a grupurilor de interese sau careva prevederi care apără anumite interese înguste. Și se scapă probabil lucruri esențiale. Într-o perioadă scurtă de timp nu este posibil de analizat astfel de documente. Și atunci, așa întrebări simple, de exemplu, cum vor fi afectați salariații prin această lege? Cum vor fi veniturile lor reale în anul acesta, 2016, afectate? Nici sindicatele, nimeni n-a venit să explice. Noi am avut un an cu inflație foarte mare, anul precedent. Anul ăsta se așteaptă un an cu inflație de asemenea destul de mare. Oare acest proiect de lege a luat în calcul această acumulare inflaționistă pe acești 2 ani, astfel încât să diminueze din pierderile salariale salariaților, a veniturilor din salarii? Cu părere de rău, fără chiar și o analiză detaliată, se poate spus că acest proiect de lege, în forma lui actuală, el va diminua veniturile reale sau va duce la diminuarea veniturilor reale pentru toți salariații, în special cei care o să depășească limita de 30.000 de lei.